Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Alba Iulia are astăzi un oaspete de seamă. Este vorba de ambasadorul Iranului la București, excelența sa Bahodor Aminian Jazi. În programul distinsului oaspete au figurat întâlniri cordiale cu prefectul Dan Coriolan Simedru, cu primarul Mircea Hava, precum și cu oamenii de afaceri din județ. Principalul scop al vizitei ambasadorului îl reprezintă însă demararea unei strânse colaborări a instituțiilor de învățământ superior iraniene cu Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia. În jurul orei 10, ambasadorul însoțit de Daniel Breaz, rectorul Universității 1 decembrie 1918 Alba Iulia, a efectuat o vizită de curtoazie la instituția prefectului Alba. Universitatea 1 decembrie va avea o relație importantă cu Iranul din punctul de vedere al studenților care vor veni din Iran în zona noastră, Universității 1 decembrie. Eu mă bucur pentru această deschidere pe care Universitatea 1 decembrie o are. Ambasadorul a propus prefectului Simedru o colaborare între județul Alba și o provincie iraniană încărcată de istorie. Reprezentantul guvernului în județul nostru va înștiința conducerea legislativului de Alba de această propunere și în măsura în care aceasta va considera de bun augur un asemenea demers, îi se va da curs. De asemenea, excelența sa, domnul ambasador, ne-a făcut o prezentare a faptului că mai multe provincii din Iran au relații economice și comerciale și de parteneriat cu provincii din România, cu județe din România. Ne-a dat exemplu Brașov, Sibiu, Iași și ne-a sugerat dacă cumva și județul Alba este interesat de o relație cu una dintre provinciile din Iran. Ne-a și sugerat provincia cu care s-ar putea ca județul Alba să aibă asemenea relații. Este vorba de provincia Hanan. Această provincie este cea mai veche provincie din această zonă, din Iran, și este o provincie unde a fost prima capitală a Persiei. Nu în ultimul rând, prefectul Dan Simedru a făcut excelenței sale o succintă prezentare economică a județului. Ambasadorul a fost plăcut surprins să afle că firme precum Bosch sau Mercedes au investit în Alba și nu a exclus viitoare investiții iraniene în Alba. Ieri seară s-a luat curentul în cartierul Alba Iulian Cetate. Perioada de beznă a durat peste o oră și a creat neajunsuri locuitorilor. A fost afectată și desfășurarea festivalului Strugurele de Aur, găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor, dar organizatorii nu s-au supărat. Telespectatorii care au urmărit aseară în direct soliștii care evoluau pe scena Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur au auzit tot în direct un wow prelungit, efect al uimirii spectatorilor din sala Casei de Cultură a Sindicatelor rămasă brusc în beznă. Chiar dacă nemulțumirea creată de o astfel de defecțiune a fost evidentă, organizatorii festivalului au fost toleranți cu distribuitorul de energie electrică. A fost un incident de 15 secunde, s-a luat curentul pe tot orașul. Din păcate, staful tehnic n-a trecut generatorul pe automat, și a fost strict bucățica intervalul ăla de câteva secunde până a trecut. L-au lăsat pe manual generator. Generatorul a existat, după care tot evenimentul s-a derulat pe generator. Deci nu au fost mari probleme, nu sunteți supărați. Nu, deloc, absolut. Nu. Sunt lucruri normale, firești. Erau prevăzute, doar că echipa TVR n-a trecut pe automat generatorul. E o chestie simplă, la nivel de TV final ce a ieșit pe sticlă, au fost o secundă de întuneric și un wow care s-a auzit, după care a intrat un promo de 15 secunde și am revenit în direct. Nu e o problemă. Potrivit unui comunicat al sucursalei Alba, filialei de distribuție a energiei electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud, alimentarea cu energie a cartierului Cetate a fost afectată parțial din cauza deteriorării izolației a două linii electrice subterane de medie tensiune. Durata totală a întreruperii accidentale a fost de o oră și 22 de minute. Prin intermediul comunicatului, conducerea societății în cauză își cere scuze consumatorilor pentru disconfortul creat. În urma protestelor din comuna Fărău legate de instalarea unui nou director la școala din localitate, Inspectoratul Școlar Județean Alba a decis să trimită o comisie de anchetă care să analizeze acest caz alături de părinții și cadrele didactice din zonă. În urma consultărilor, Consiliul de Administrație al ISJ Alba va lua o decizie care va clarifica situația momentan incertă de la nivelul unității de învățământ din comuna Fărău.
Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba s-au deplasat în această dimineață la școala din Comuna Fărău pentru a sta de vorbă cu cei peste 70 de părinți, dar și cu cadrele didactice care și-au exprimat zilele trecute nemulțumirea față de numirea noului director. În urma protestelor de la Fărău, Inspectoratul Județean Alba a hotărât trimiterea unei comisii din partea Inspectoratului Școlar pentru a discuta cu conducerea școlii, cu cadrele didactice și cu comunitatea, reprezentanții comunității locale, vis-a-vis de situația creată la Fărău. Inspectoratul Școlar Județean Alba ține să aducă la cunoștință care au fost condițiile de instalare a profesoarei Ioana Ofelia Bordeian în funcția de director al școlii din Comuna Fărău și de ce aceasta nu mai este la ora actuală la conducere. Deci, doamna director a fost director cu delegație până la 31 august 2012, data la care i s-a încheiat această detașare pe postul de director de la școala gimnazială Fărău. Deci ea nu a fost demisă, nu există o decizie de demitere. Dacă ar fi fost acest lucru, era înainte cu data de 31 august 2012. În urma anchetei, părinții din Comuna Fărău speră ca persoana care va conduce instituția de învățământ în următorii ani să-și dea interesul la bunul mers al școlii pentru ca rezultatele la învățătură ale elevilor să fie pe măsură, iar modernizarea clădirii să continue. Noul termen de inaugurare a secției de oncologie a Spitalului Județean Alba este 25 septembrie. Acest eveniment a fost amânat cu aproape o lună de zile după ce Ministerul Sănătății a uitat să mai trimită fondurile necesare terminării lucrărilor de amenajare a secției. Acum un an și jumătate, conducerea Spitalului Județean Alba demara primele lucrări de amenajare a secției de oncologie, iar la ora actuală acestea sunt finalizate în proporție de 95%. Suntem într-un stadiu avansat. Din păcate am întârziat un pic, dar din motive obiective. Intenționăm ca undeva în ultima săptămână a lunii de septembrie să inaugurăm. Suntem chiar în stadiu de detalii acum, finisajele, ultimele finisaje, partea de acces în clădire, instalăm sistemul de supraveghere video, deci chiar la detalii lucrăm. Și perioada concediilor din luna august a afectat finalizarea lucrărilor, în mare parte în ceea ce privește dotarea cu aparatură a secției de oncologie. Totul este nou, ăsta a fost și unul din motivele pentru care am întârziat un pic cu deschiderea secției, pentru că în luna august, din păcate, toată Europa este în concediu și am avut întârzieri la livrările de echipamente. Totul, absolut totul va fi nou. În total, acest proiect a fost în valoare de 2.750.000 de lei, însă întârzierea cu care au fost obținute fondurile a făcut ca amenajarea secției să depășească termenul inițial de inaugurare. Absolvenții claselor a 8-a care nu au fost repartizați până acum în ciclul liceal s-au prezentat astăzi la licitația publică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Alba. Ultima etapă de repartizare este destinată în mare parte corigenților care în luna august și-au susținut restanțele și astfel au dreptul de a se înscrie la liceu. Tot în cadrul acestei etape au putut fi repartizați și absolvenții ciclului gimnazial din anii anteriori, care nu au fost admiși la liceu cu condiția ca aceștia să nu împlinească vârsta de 18 ani în anul școlar 2012-2013, cât și absolvenții seriei curente care nu au fost repartizați în etapele anterioare. Este o șansă pentru peste 190 de elevi, din care majoritatea, circa 180, nu au promovat sau nu s-au prezentat la evaluarea națională, din diverse motive. Au fost corigenți, au fost plecați și există această șansă. Există locuri pentru toți, în ordinea descrescătoare a mediilor. Vreo 10 au medie de admitere calculată clasic, cu evaluare plus 5-8 împărțit la 2, iar ceilalți numai în funcție de mediile la 5-8. E ordine descrescătoare și ei optează în funcție de domiciliu, de locurile rămase vacante. 181 este. Ce vrei? Pune. Comerț. Unde? Liceu. Care liceu? Este Mureș. Liceu, 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 Mureș. La nivelul județului Alba, cei 191 de absolvenți ai clasei a 8-a au avut de ales din cele 345 de locuri rămase neocupate în liceele din întreg județul. Cele mai multe clase care nu și-au completat până la această oră efectivul de elevi sunt cele din liceele cu profil tehnologic.
Astăzi a avut loc ultima ședință publică din etapele de mobilitate a cadrelor didactice. Profesorii care și-au depus dosare pentru obținerea unui post în învățământul din Alba s-au prezentat la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Ultima etapă a repartizării pe posturi a început ieri, însă astăzi profesorii din învățământul preuniversitar din Alba s-au prezentat în număr mult mai mare la ședința publică. Cred că azi dimineața. Nu cred. Ia verifică, Soria, dacă ai liber 1099. Pentru obținerea unui post în învățământ se pot înscrie doar cei care au obținut nota peste 5 la examenul de titularizare din 2010, 2011 sau 2012. A luat 1410 în etapa a doua, a luat codul 1410, informatică, 18 ore, o combinație, pe un concediu de îngrijire copil, TIC, 14, economice, 4. Dionise Pomartian. Rămâne? Renunțarea înscrisă. La această etapă s-au înscris atât profesori din ciclul gimnazial, cât și învățători și educatori. În curând vor începe lucrările de modernizare a drumului județean 107K între Poiana Gălzii și între Galde. Lucrările se vor derula pe două porțiuni, în acest an urmând a se asfalta șoseaua pe porțiunea Poiana Gălzii-Roica. Lucrările de reabilitare finanțate de la bugetul local al Consiliului Județean Alba sunt mai ample, nu includ doar asfaltarea drumului. Drumul județean de 107K intră în faza de reabilitare de la Poiana Gălzii, locul unde am rămas cu lucrările către Roica. Este prima etapă, lucrările vor începe în anul 2012, iar în anul 2013 vom face de la Roica la Centrul Comunei între Galde. Valoarea lucrărilor efectuate pe porțiunea Poiana Gălzii-Roica este de aproximativ 3 milioane de lei, ne-a declarat Dan Popescu. Peste 100 de femei de etnie rom au avut astăzi șansa de a se întâlni cu angajatori din diverse domenii în cadrul târgului de joburi organizat de Asociația PACHIV România. Prin acest eveniment se urmărește promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii a femeilor de etnie romă. Târgul se desfășoară pe parcursul a 3 zile, timp în care doamnele interesate de locurile de muncă ofertate se pot întâlni cu angajatorii pentru a afla care sunt ofertele și cerințele acestora. Vorbim de aproximativ 10-12 angajatori care și-au anunțat intenția și vedem că o mare parte dintre ei deja sunt prezenți, ținând cont că acest eveniment durează vineri, sâmbătă și duminică. Și-au anunțat ca și potențiale participanți în jur de 100 de femei de etnie romă. Vedem că la deschidere femeile deja au venit, sunt foarte interesate să-și găsească un loc de muncă. Acum, normal, piața sau lumea reală ne va demonstra în ce măsură eforturile noastre sunt sau nu sunt de succes. Femeile de etnie romă care s-au prezentat la târg au trecut prin mai multe etape de pregătire. Au fost informate, consiliate, instruite profesional și acum doresc să-și găsească un loc de muncă. Am făcut cursul ăsta de lucrător în pensiune și e posibil, poate în pensiune să găsesc, dacă nu... Nu știu, n-am idee, că am 52 de ani mai cu cântec pentru mine față de celelalte mai tânere. Vrem să căutăm un loc de muncă, am făcut cursul pentru florărie și aș dori foarte mult să avem locuri de muncă, să putem să ne descurcăm și noi și să continuăm tot ce să mai facem cursuri sau să avem, să căutăm tot un loc de muncă. Sunteți mulțumită de ce ați văzut până acum aici? Da, suntem foarte mulțumită. Și aș mai dori ca să continuăm cursuri, să puteți să ne ajutați cu alimente și cu ce se poate. Ce altceva ați mai lucrat? Unde ați mai lucrat? Eu am mai lucrat la o fabrică de încălțăminte, la niște italieni și Soda Faliment. La târg și-au anunțat participarea atât firme cât și asociații care și-au prezentat oferta de muncă și au vorbit despre cerințele joburilor pe care le oferă. Noi căutăm agenți de vânzări. Agenți de vânzări care să ne contracteze aceste servicii pe piața locală. În acest sens, ne așteptăm să ne găsim printre cei care își caută o suplimentare a veniturilor peste ceea ce câștigă în momentul de față. Programul pe care îl oferim noi este unul destul de flexibil și care le permite. Cerințele, în principiu, căutăm persoane care să aibă minim studii medii.
Deci cam acestea să aibă o ținută decentă, un vocabular decent, pentru că intră în contact cu foarte multă populație. Domeniile în care am pornit cursurile de calificare până acum sunt lucrător comercial, lucrător în prelucrare pește, lapte, carne și conserve, avem cursuri de tâmplar, mai suntem acreditați pentru curs de îngrijitor bătrân la domiciliu și acum pot veni și dânsi cu propuneri și obținem acreditarea în domeniul respectiv. Ieri la Alba Iulia a fost înființată prima cooperativă a femeilor de etnie romă, unde vor fi angajate 20 de persoane. A început febra restanțelor sau amăririlor pentru studenții Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Fie că vor notă de trecere sau un rezultat mai bun pentru o medie mai mare, studenții s-au prezentat de dimineață la examene. Sesiunea de examene din toamnă e luată în serios de studenții din Alba Iulia. Cu foile și pixul în mână, tinerii s-au îngrămădit în fața sălilor de examen. Ce examen ai? Educație fizică și sport am avut un examen. E restanță? Da, restanță. De ce ți-a rămas restanță? Că nu am învățat, de aia. Te-ai pregătit acum peste vară? Puțin, la chimie. Și cum a fost? Păi, destul de greu, nu știu. Te-ai pregătit peste vară? Un pic, așa. Nu prea mult, dar cât să trecem. De ce ți-a rămas restanța examenului? Păi, nu știu, dar nu m-am pregătit destul în timpul anului. La examen ai venit? Da, la restanțe. La ce ai avut restanță? Încă nu le-am dat. Am doar să depun cereri. Săptămâna viitoare o să le am. Pentru ce materii? Pentru comerț, pentru matematică aplicată în economie și pentru statistică. De ce ai restanță? Nu te-ai pregătit în vară sau nu te-ai prezentat? Am avut mai multe și m-am prezentat la altele. Dar acum sunt pusă pe treabă, așa că o să le iau. Te-ai pregătit? Cu mult studiu și multe exerciții. Dacă unii au restanțe fiindcă nu s-au pregătit suficient sau au lipsit de la sesiunea din vară, alții vor mărire de notă pentru o medie mai bună. De la examen ați ieșit? Da, de la mărire. De la mărire? Și cum a fost? Foarte bine. La ce ai avut mărire? La electrochimie. Și cum a fost subiectul? Ușor. Acum te-ai pregătit? Da, m-am pregătit și mi-a plăcut. Nu a fost greu. Ce notă ai obținut? Nu știu încă, am avut 8 înainte și acum să văd rezultatul. Le urăm baftă la examene și succes în noul an universitar care bate la ușă. Sistarea finanțării proiectelor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România ar putea însemna oprirea lucrărilor la autostrada Orăștie-Sibiu. Deputații de Alba se arată îngrijorați de acest fapt și spun că mai mult ca sigur, termenul de finalizare aprilie 2013 va fi mult decalat. Primul ministru Victor Ponta a anunțat miercuri o eventuală blocare a finanțării proiectelor CNADNR, care va afecta și lucrările la tronsonul de autostradă Orăștie-Sibiu. Deputatul PDL Clement Negruț consideră că dacă situația nu va fi reglementată, începând cu luna octombrie, constructorii vor sista lucrările. Declarația domnului prim-ministru de ieri, cel puțin pentru mine, a căzut ca o lovitură de trăsnet prin blocarea finanțării tuturor proiectelor prin CNADR. Ceea ce mă duce pe gândul, cu gândul că inclusiv această lucrare care ne interesează și pe care ne dorim toți și cei de aici din sală și tot județul este legată de autostrada Sibiu-Orăștie. Vom merge săptămâna viitoare la București și va trebui să ne interesăm să vedem ce se întâmplă propriu zis cu blocajul ăsta investițional. Prim-ministrul Victor Ponta a declarat miercuri că a discutat cu ministrul de finanțe și cu ministrul transporturilor privind situația proiectelor de la CNADNR. Termenul de finalizare al tronsonului Orăștie-Sibiu este luna aprilie 2013, însă dacă lucrările vor fi sistate, nu vom circula pe autostradă la primăvară. Campionatul de tenis al Ministerului Administrației și Internelor s-a încheiat astăzi cu disputarea ultimelor meciuri și cu premierea câștigătorilor. Singurul participant din județul nostru care a urcat pe podium a fost plutonierul adjutant șef Emanuel Oprița de la Inspectoratul de Jandarmi Alba. La turneul de tenis al Ministerului Administrației și Internelor au participat polițiști, jandarmi și pompieri din întreaga țară care îndrăgesc acest sport. Meciurile s-au disputat săptămâna aceasta pe terenurile de tenis de la baza sportivă Constructorul. Astăzi, cei mai buni au fost premiați. Locul 3, Ion Marian, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova. Locul 2, Budeanu Cristian, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bistrița-Năsăud. Și locul 1, Buta Adrian, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov.
această categorie premiază domnul colonel Dorel Sofica. La competiție au participat atât doamne cât și domni angajați ai MEAI. Pentru bărbați, concursul a fost împărțit pe categorii de vârstă. Astfel, medalia de aur la categoria sub 35 de ani a revenit sergentului major Jean Iliescu de la jandarmeria Ialomița. La 35-45 de ani s-a impus plutonier adjutant Adrian Buta de la jandarmeria Brașov, iar la categoria peste 45 de ani câștigător a fost agent șef Ștefănică Bălan de la Inspectoratul de Poliție Vaslui. La categoria doamne s-a impus de fapt o domnișoară, Lavinia Țiplea, studentă la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Județul Alba a fost reprezentat cu mândrie de plutonier adjutant șef Emanuel Oprița, care s-a plasat al doilea la categoria peste 45 de ani. Vă rog la locul 2. Și o diplomă. Cel mai dificios. E prea înalt. Da, e mult prea înalt. Și viitorul tenisului. Așa, să trebuie să pui singură, așa. Și o diplomă. Și o diplomă. Și o poză. Felicitări sportivelor. Un campionat foarte reușit. Foarte greu. Deci sportiv de foarte bună valoare. Și totul a fost organizat perfect. Ne mulțumim tuturor care ne-au ajutat, sponsorilor, presei care au fost alături de noi și publicului. Care a fost cel mai greu meci? Semifinala. Semifinala a fost cea mai grea. Cea mai grea. Sunt sportiv foarte bun. De când practicați tenisul? De vreo 12 ani. Îmi pare rău că n-am început mai repede. Mai tânăr. Și de ce vă place atât de mult? Pentru că e un sport curat. Mă bucur că am putut participa și anul acesta la această competiție, la această finală din interiul și mai ales că a fost organizat în orașul dumneavoastră, un oraș deosebit de frumos, cu multă tradiție în istorie. Sper să pot juca și în continuare și să particip și la alte competiții. A fost greu campionatul? Având în vedere că sunt la ultima categorie de vârstă, destul de greu. Care a fost cel mai greu meci? Cel mai greu meci au fost, de fapt, două, cel de dimineață și cel de după amiază, pentru că au fost la intervale foarte scurte. În același timp au fost acordate premii speciale organizatorilor, dar și două premii pentru întreaga carieră, celor care în curând se vor retrage din activitate. Participarea a fost destul de numeroasă, pe diverse categorii de vârstă. Sportivii au fost foarte mulțumiți de condițiile pe care le-au avut la Alba Iulia. Au câștigat cei care s-au pregătit mult mai bine, cinste învingătorilor și onoare învinșilor. Și cum altfel se poate încheia un turneu de tenis al Ministerului Administrației și Internelor decât cu imnul național al României? Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și E.ON România au încheiat ieri un protocol de colaborare privind derularea în comun a unor campanii de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor asupra pericolelor la care sunt expuși în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Obiectivul parteneriatului este reducerea numărului incidentelor și implicit al victimelor și este primul de acest fel încheiat între IGSU și o companie din sectorul energetic din România. Anual, sute de persoane și-au pierdut viața în incendii intoxicații cu monoxid de carbon sau ca urmare a exploziilor. Din cele circa 40.000 de incendii produse în România, în perioada 1 ianuarie 2010-31 iulie 2012, mai mult de jumătate au avut loc în locuințe și gospodării, iar din cele aproximativ 1.300 de victime ale acestor incidente, 152 au fost copii. În zona de activitate E.ON Gaz, numai anul trecut, 23 de persoane au decedat din cauza asfixierii cu monoxid de carbon, iar alte 52 de persoane s-au aflat la un pas de moarte din același motiv. Prima acțiune lansată în cadrul parteneriatului este campania națională de informare și educație preventivă FOC, Flăcările omoară copiii. Ideea implementării unui astfel de proiect a pornit de la o realitate susținută de statistici și anume faptul că cei mai mici au devenit, pe fondul lipsei de supraveghere, principalele victime ale incendiilor produse la locuințe și gospodării.
Pentru compensarea pagubelor produse de seceta agriculturii, Guvernul României a adoptat o hotărâre privind alocarea unor ajutoare de care pot beneficia agricultorii ce dețin între 1 și 10 hectare de teren arabil cultivat, indiferent că este vorba de persoane fizice, juridice, asociații cooperative sau grupuri de producători. Valoarea ajutorului acordat de guvern este de 100 de lei pe hectar. Agricultorii trebuie să depună la primării până pe 15 octombrie 2012 o cerere însoțită de copia după cartea sau buletinul de identitate, dovada contului activ în bancă pentru virarea sumei și pentru cei care nu se află în evidențele APIA, o adeverință eliberată de primărie care să ateste că în anul agricol 2011-2012 au cultivat minim un hectar de teren arabil. În Alba, doar pe listele APIA se regăsesc aproape 9500 de potențial beneficiari ai acestui ajutor de stat, precum și o suprafață totală de teren arabil cultivat de peste 25.000 de hectare. În context, prefectul Dan Coriolan Simedru a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și ai Centrului Județean de Plăți și Intervenție în Agricultură, în cadrul căreia reprezentantul Guvernului în teritoriu a precizat că acțiunea de depunere a cererilor de către agricultori trebuie să beneficieze de sprijinul deplin al autorităților județene și locale. Nu în ultimul rând, prefectul Dan Coriolan Simedru a stabilit marțea viitoare o întâlnire cu toți primarii în care procedura de informare a populației, completarea cererilor și depunerea actelor necesare intrării în posesie a ajutorului să fie detaliată. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are un nou obiectiv: creșterea eficienței energetice pentru clădirile spitalelor și ale unităților școlare din mediul urban prin fonduri europene. În vederea finanțării, Ministerul a demarat săptămâna aceasta discuțiile cu Comisia Europeană, primul apel de proiecte dorindu-se a fi în aprilie-mai 2013. Marcel Boloș, secretar de stat în MDRT, a declarat că obiectivul avut în vedere de minister este de a reduce cheltuielile de funcționare ale instituțiilor publice, dar și de a spori calitatea serviciilor prestate de autoritățile publice. Potrivit comunicatului la sediul MDRT, a avut loc o întâlnire între reprezentanții ministerului și cei ai Jaspers, Banca Europeană de Investiții, care oferă asistență pentru elaborarea schemei de finanțare a lucrărilor de creștere a eficienței energetice prin programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 1, sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor. În cursul negocierilor cu Comisia Europeană se va stabili procentul de cofinanțare cu care beneficiarii vor contribui la proiectul de reabilitare. În funcție de negocierile ulterioare, ghidul solicitantului ar putea fi lansat spre consultare în primăvara anului 2013, urmând ca depunerea proiectelor să se desfășoare până la sfârșitul aceluiași an. Finanțarea din fonduri europene a creșterii eficienței energetice a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe este o măsură concepută pentru a contribui la atingerea obiectivului Strategiei Europene 2020 de reducere a consumului energetic cu 20% până în anul 2020. Iarna se numără turiștii. Începând din luna decembrie acestui an, turiștii cazați în hoteluri și pensiuni vor fi înregistrați în sistemul integrat de evidență a turiștilor, sistem care va contribui în special la întocmirea și finanțarea corectă a proiectelor de infrastructură turistică. Realizarea unei statistici de acest gen duce la o mai bună susținere și finanțare a proiectelor europene. Astfel, o comunitate locală care dovedește că a avut un trafic crescut de turiști poate fi ajutată să îmbunătățească infrastructura turistică, astfel încât să genereze o creștere a numărului de turiști. Cristian Bărhălescu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, a declarat că, în afară de faptul că se va duce la fiscalizarea unor turiști, va justifica investițiile pe care le solicită o autoritate locală. Cei care practică turismul la negru vor fi interesați să intre în legalitate și să se înscrie în SIET, pentru că atât timp cât vom avea o statistică foarte clară asupra traficului turistic, vor vrea și ei să fie promovați și să fie prezenți în catalogele tur operatorilor. Bărhălescu a menționat că MDRT va prelua din sistem doar date referitoare la numărul de turiști, vârsta, de unde vin și încotro călătoresc. Sistemul contestat de hotelier pentru că ar încălca intimitatea turiștilor va fi gestionat și audiat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Federația Industriei Hoteliere din România a cerut Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, într-o scrisoare transmisă în luna ianuarie, să nu introducă sistemul integrat de evidență a turiștilor, pentru că acesta ar aduce o serie de deservicii industriei. Consiliul Județean Alba, alături de Primăria Comunei Albac, organizează la sfârșitul săptămânii cea de-a 8-a ediție a Târgului Național de Turism Rural de la Albac. Partener în organizarea acestui eveniment este și Antrec Alba.
Ca și în anii trecuți, târgul oferă o serie de surprize participanților, programul adresându-se deopotrivă profesioniștilor din sectorul turistic, dar și simplilor vizitatori aflați în zonă. Manifestările se vor deschide oficial sâmbătă 8 septembrie, la ora 10, când participanții au ocazia să viziteze standurile amenajate pentru a gusta produsele gătite în cadrul concursului gastronomic. Cea de-a doua zi a târgului este rezervată festivităților de premiere și spectacolului folcloric care va închide manifestările. De remarcat este faptul că și anul acesta se organizează concursul de pescuit Aventurina Apuseni, concurs mult îndrăgit de participanții de până acum, ce va începe din preziua târgului joi 7 septembrie și se va încheia duminică 9 septembrie, având în total 4 manșe de întrecere. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Astăzi, valorile termice au marcat o ușoară scădere în toată țara, devenind normale pentru această dată. Cerul va fi variabil și cu totul izolat va ploua slab în zonele de munte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 19 și 29 de grade, iar cele minime se vor încadra între 6 și 16 grade Celsius. Așadar, în această seară se vor înregistra 17 grade la Alba Iulia, vor fi 18 grade la Sebeș, 16 grade la Aiud, 15 grade la Blaj și 12 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 12 grade la Alba Iulia, vor fi 13 grade la Sebeș, 10 grade la Aiud și Blaj și 8 grade Celsius vor indica termometrele la Câmpeni. Mâine vremea se va încălzi și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 31 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiuni. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime de 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 27 de grade la Aiud și Blaj și 24 de grade Celsius la Câmpeni. Vremea va fi frumoasă și poi mâine. Va fi chiar mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 32 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade Celsius.